o să ajung la ele, ca să le pot alapta. Pe ele bine. E greu așa. Nu prea reușesc așa noaptea să adorm, stau numai stres, mă trezesc. Unde să iau eu 50 de lei pe zi? Dacă eu nu lucrez, soțul nu lucrează și mai avem și un copil acasă. Laura are 20 de ani și recent a născut la maternitatea din Huș tripleți. Fetițele sunt sănătoase, dar foarte mici și au fost internate la o clinică din Iași. Mama nu are asigurare și nu poate sta alături de micuțe. Nu le poate alăpta, nu le poate vedea zâmbind și gângurind. Eu ca să stau acolo trebuie să plătesc. Sau dacă nu, să stau în Iași la cineva și să vin să le alăptez zilnic. Nu am unde să stau în Iași. Măcar de două ori pe săptămână să ajung la ele, că e bine. Și reușit să ajungeți? Că n-a reușit, nu. Câți bani v-ar trebui ca să faceți naveta? Sau, mă rog, un drum de Iași? Un drum de Iași cam dus și întors 60 lei. 50-60 lei un drum de Iași, de aici până acolo. Dus și întors. Laura mai are acasă o fetiță de 3 ani și locuiește împreună cu soțul său în casa părinților. Nu au nicio sursă de venit. Cu toții trăiesc din alocația micuței. Tânăra caută acum cu disperare soluții pentru a fi alături de cele 3 fetițe nou născute. Noi încercăm să împrumutăm pe unde găsim și noi, pe unde apelăm. Și după aia trebuie să-i dăm înapoi. Dar numai ca să ne spatem să ajungem la ele. Din ce veni trăiți? Ce aveți? Din ce trăiți? Gospodărie, adică ce putem și noi să punem în pământ? Pe lângă casă. Alt venit nu avem. N-avem salari, n-avem nicăieri. Și alocația fetei. 40 de lei. Era mai bine să stea cu ele acolo, la spital? Ea și dori, dacă nu-i rostul de bani. Eu mulțumesc Dumnezeu cu ziua în sat muncesc. Dar cu Dumnezeu și Maica noastră vedem acasă. Asta ne bucură cel mai tare. 500 de lei pe zi, 50 de lei pe zi spitalizarea, cum e? Pe de un siluăm. E mare sumă asta pentru dumneavoastră? Foarte mare, da. Dumnezeu poate să îndura cât sunt atâția oameni cu suflet pe lumea asta. Familia este într-o situație în care nu au niciun venit. Trăiesc practic dintr-o locație, stau la părinți, n-au niciun venit. E foarte greu să crești un copil, da trei. Părinții tripleților au făcut eforturi deosebite și au cumpărat tot ce li s-a cerut la spital, pentru ca micuțelor să nu le lipsească nimic. Tânăra mamă își pune toată speranța în ajutorul pe care oamenii simpli, dar cu suflet bun, îl ar putea da.